să trece. 1300 de kilometri, 11 etape, sute de participanți, locuri semnificative, experiență, spirit patriotic, lupta pentru cauză, istorie. Voinicii cei cu păr căruți, voinicii cei cu păr căruți, dor de țară strămoșesc, dor de țară strămoșesc, acolo este țara mea și neamul meu ce românesc. Acolo eu să mor aș vrea, acolo eu să trăiesc. Marșul centenarului a început din Alba Iulia la 1 iulie, iar destinația finală va fi Chișinăul la 1 septembrie. Unioniștii au urcat dealuri, au coborât văi, au traversat Carpații și urmează să treacă Prutul. 26 august, ora 19, podul feroviar de la Ungheni. Vino să întâmpini Marșul Centenar!